Senatorii au dezbătut propunerea legislativă privind trecerea lacului Brebu cu titlu gratuit din domeniul public al statului și din administrarea apelor române în domeniul public al comunei Brebu și în administrarea Consiliului Local al comunei Brebu. Inițiativa liderului senatorilor liberali a fost motivată de degradarea continuă a lacului și a împrejurimilor acestuia. În localitatea Brebu, în centru, e un lac de 2 hectare și ceva. El sunt probleme cu curățenia în jurul lacului, sunt tot felul de necazuri în jurul lui acolo și practic primăria vrea să îl administreze pentru a-l ecologiza. Cu toate că reprezentantul guvernului a prezentat un punct de vedere negativ față de propunerea legislativă, Comisia pentru Administrație Publică și Organizarea Teritoriului din Senat a venit în plen cu un raport de admitere. Neputința statului în administrarea unor domenii aflate în proprietatea sa a fost subliniată de senatori din toate partidele parlamentare. Am o întrebare pentru reprezentanta guvernului. Cum facem să nu mai ajungem în situația în care bunuri în domeniul exclusiv al statului sunt lăsate în paragină? Avem o serie de astfel de propuneri legislative în Comisia de Administrație Publică de la Senat, toate motivate de același lucru, și anume degradarea și delăsarea acestor bunuri, și mă întreb dacă statul român nu dorește să facă ceva astfel încât să nu mai ajungem aici. Că în ritmul ăsta vom transfera totul la nivel local și nu vom mai rămâne cu nimic în domeniul exclusiv al statului sau proprietate publică a statului. În România, după anul 89, evident, s-au aplicat legile fondului funciar. O parte din lacurile pe care le dețineau fostele CAP-uri au trecut în proprietatea privată a comunităților urbane sau rurale după caz. Dar numai că ulterior, prin alte reglementări, aceste lacuri au ajuns în proprietatea statului și administrarea apelor române, pe considerentul că chiunetele, albile, minore și așa mai departe, sunt proprietatea publică a statului român. Așadar, și nu este singulară situația de la Brebu, așadar, luând în considerare cele care, vi le spun, să se adineauri și interesul legitim ale comunităților, unităților administrative teritoriale, grupul nostru împreună cu mine vom vota pentru adoptarea proiectului de lege. În toată România, bunuri ale statului și ale guvernului sunt lăsate în paragină. Și cred că fiecare senator, indiferent de culoarea politică, are acasă în circumscripție un asemenea model de bună gospodărire. Cred că ar trebui să dăm un exemplu, dincolo de această inițiativă punctuală, să gândim, și fac un apel la reprezentanții guvernului, să gândim o măsură generală. Dacă proprietatea publică a statului nu se regăsește în interesul statului, atunci haideți, oameni buni, să o lăsăm proprietate publică locală în interesul localității. Propunerea legislativă a fost adoptată de senatori cu 96 de voturi pentru, un vot împotrivă și 2 abțineri. Actul normativ urmează a fi supus aprobării și în Camera Deputaților, care are rol decizional în acest caz.